Astăzi avem o ședință extraordinară și avem de aprobat investiții importante, investiții importante pentru învățământul târgoviștean. Prin dispoziția domnului primar s-a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară cu 8 puncte la ordinea de zi. Colegii noștri au luat la cunoștință în termen util și n-aș mai citi toate punctele, le vom citi titlurile odată cu supunerea la vot. Înainte de începerea ședinței, aș vrea să supun la vot procesele A, ordinea de zi, cum spuneam, cu cele 8 puncte. Cine este pentru? Deschidem sesiunea de vot. Închidem sesiunea de vot. Eu sunt învățat pe modelul vechi, când nu aveam... Am lipsit mult din Consiliul Local. Înainte de, cum spuneam, de începerea ședinței, trebuie să aprobăm procesele verbale ale ședințelor din decembrie, și anume proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 21.12.2018. Dacă nu avem nimic de adăugat, deschidem sesiunea de vot. Închidem sesiunea de vot. Cu 16 voturi s-a aprobat. Supunem la vot procesul verbal al ședinței de îndată, din 31.12.2018, deschidem sesiunea de vot. Închidem sesiunea de vot. Cu 16 voturi s-a aprobat și acest proces verbal. Intrând în ordinea de zi, la punctul 1, avem proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii de Consiliul Local 23 din 30.1.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, extindere, reabilitare, consolidare, recompartimentare, modernizare și echipare creșă numărul 13. O să vedeți că pe ordinea de zi sunt multe proiecte de hotărâre privind modificarea acestor hotărâri. După cum știți, înainte de în decembrie a apărut o lege care impune constructorului un salariu minim brut de 30.000 de lei. 3.000 de lei, până la 30.000 de lei și este obligația noastră de a suporta cheltuielile cu manopera, de aceea se modifică toate devizele generale. Dacă pe marginea... Asta se prezinte proiectul. Prezintă domnul Ciobanu. Bună dimineața. Este vorba de 4 instituții de învățământ contractate pe PNDL. Ca urmare a încheierii procedurilor de achiziții s-au actualizat devizele generale, au rezultat noi indicatori pe care trebuie să-i transmitem către minister. Pentru acest obiectiv, propunem modificarea HL 23 din 30.1.2017 ca urmare a actualizării devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție în urma încheierii contractului de execuție lucrări, astfel, valoarea totală a investiției devine 6.438.429,67 de lei, din care construcții montaj 4.858.861,25 de lei și dotări și active necorporale 519.048,32 de lei. Restul indicatorilor rămâne schimbați. Dacă cineva dorește să intervină, dacă nu, deschidem sesiunea de vot. Închidem sesiunea de vot. Proiect de hotărâre aprobat cu 16 voturi.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii de Consiliul Local 267 din 28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală etapa a doua, pentru obiectivul extindere, reabilitare, consolidare, recompartimentare, creșa numărul 13. Domnul Cioban. Corespunzător modificării indicatorilor, se modifică și valoarea de cofinanțare a investiției, respectiv cofinanțarea investiției de către municipiul este de 193.540,19 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin PNDL. Dacă colegii doresc să intervină, dacă nu, deschidem sesiunea de vot. Închidem sesiunea de vot. Proiect de hotărâre aprobat cu 16 voturi pentru. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HL 24 din 30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, extindere, reabilitare, consolidare, recompartimentare, modernizare și creșterea numărul 14. Pentru acest obiectiv, valoarea totală a investiției devine 4.525.883,58 de lei, din care construcție montaj 3.194.089,44 lei, dotări și active necorporale 439.681,76 lei. Mulțumesc. Dacă cineva dorește să intervină, dacă nu, deschidem sesiunea de vot. Închidem sesiunea de vot. Proiect de hotărâre aprobat. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HL 268 din 28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor pe PNDL, etapa a doua, pentru obiectivul extindere, reabilitare, construire, compartimentare, creșterea numărul 14. Se propune cofinanțarea acestui obiectiv cu suma de 183.272,26 de lei pentru plata cheltuielilor care nu se finanțează prin programul PNDL. Dacă nu sunt comentarii, deschid sesiunea de vot. Închidem sesiunea de vot. Proiect de hotărâre aprobat. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HL numărul 90 din 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor pentru obiectivul îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitare, modernizare, echiparea grădiniței cu program prelungit numărul 13 din Târgoviște. Domnul Cioban. Valoarea indicatorilor. Valoarea totală a investiției devine 3.315.756,28 de lei, din care construcție montaj 1.787.960,40 lei. Dacă cineva dorește să intervină, dacă nu, deschidem sesiunea de vot. Închidem sesiunea de vot. Cu 15 voturi pentru, proiectul este aprobat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HL 91 din 13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării investiției în îmbunătățirea infrastructurii educaționale și echiparea grădinței cu program prelungit numărul 13 din Târgoviște. Domnul Cioban. Se cofinanțează obiectivul de investiție grădință numărul 13 cu suma de 78.029,54 lei. Dacă dorește cineva să intervină, dacă nu, deschidem sesiunea de vot. Deschidem sesiunea de vot. Proiect de hotărâre aprobat. Punctul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea HL 96 din 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Târgoviște,
grădinița cu program prelungit numărul 15. În urma încheierii contractului de execuție lucrări, valoarea totală a investiției devine 3.589.953,18 lei, din care construcție montaj 2.211.017,62 lei. Dacă există intervenții, dacă nu, deschidem sesiunea de vot. Închidem sesiunea de vot. Proiect de hotărâre aprobat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 97 din 13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții, eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din municipiul Târgoviște, grădința cu program prelungit numărul 15. Se propune cofinanțarea obiectivului de investiție, grădința numărul 15, cu suma de 65.053,66 lei. Dacă cineva dorește să intervină, dacă nu, deschidem sesiunea de vot. Închidem sesiunea de vot. Proiect de hotărâre aprobat. Domnul primar dorește să ne... Legat de aceste unități de învățământ, o singură precizare. Toate au contracte de execuție semnate, toate au ordine de începere a lucrărilor date. La grădinița numărul 15, lucrările deja au început. La creșa 13, la grădinița 13 și la creșa 14, lucrările vor debuta în următoarele 2 săptămâni. Mulțumesc. Vă mulțumim.